O să vedem acum cum funcționează în realitate sistemul acesta varia radar de la Garmin. Acum o să vină o mașină, vedem că o detectează, începe să ilumineze intermitent și o vedem și aici pe ecran. După ce a trecut, lumina redevine continuă, iar de pe ecran dispare bara specifică pe care ne arată poziția mașinii. Ce e interesant de remarcat e că sistemul funcționează destul de bine, în ciuda faptului că e montat pe bicicleta din față, iar eu stau în spatele ei. Deci faptul că sunt poziționat în spatele radarului nu pare să afecteze prea mult funcționarea, deși am făcut niște teste și într-adevăr cu mine așa în spate are mici probleme de a detecta mai multe mașini separat și le detectează la o distanță un pic mai mică decât dacă ar avea câmpul vizual liber. În rest, suntem în pasul por 2, totul e minunat, o zi frumoasă, în curând ajungem sus, unde o să vă povestesc ceva mai multe despre sistemul Varia Radar. Hai să-l mai vedem o dată la lucru. Să vedem acum cum funcționează Varia Radar pe Fenix 5. Să vedem cum arată pe 130 Roxane Varia Radar. Hai că am reușit. Ajungem în pasul por 2, este foarte frumos, după cum bine vedeți. Pe urcare am încercat să vă prezint cum funcționează sistemul Varia Radar pe mai multe dispozitive, pe un S520 Plus, pe un ceas Fenix 5 și sper că am reușit și pe Edge 130 montat pe bicicleta Roxanei, iar acum aș vrea să așteptăm pe Roxana să mă ajute să vă mai spun câteva, cuvinte. Haideți că a venit. Uite, ajută-mă să prezint. Deci după cum ziceam, avem aici montat pe bicicleta Roxanei Varia Radar de la Garmin. Acum vreau să vă spun câteva cuvinte despre el. Este un dispozitiv care multă lume îl consideră destul de inutil, dar nu e așa. Este o lampă roșie pentru spate care știe să detecteze mașinile care vin și care ni le arată pe ecranul computerului compatibil de la Garmin, sau există și un display special pentru Varia Radar dacă nu avem computer, astfel încât de la 102 de metri din spate putem să vedem și dacă vine o mașină și câte mașini vin. Suntem anunțați cu un semnal sonor, apare afișajul grafic pe care sper că l-ați văzut, am încercat să-l filmez cât mai bine și de asemenea cred că ați văzut în film cum reacționează lumina atunci când trece câte o mașină pentru a o avertiza. Trece din iluminat continuu în iluminat intermitent. Noul model vine cu ceva îmbunătățiri conform specificațiilor, respectiv o autonomie mult mărită. Autonomia era de aproximativ 2 ore, iar acum se pare că a ajuns la 7-8 ore. O să verific asta, n-am apucat încă să merg chiar atâta timp cu el. Mie mi se pare foarte util, foarte util pentru cei care fac ciclismul la un nivel mai sportiv, pentru că în momentul când tragi foarte tare, e și viteza mare, zgomotul mare, curentul de aer vâjie la ureche, mai ales pe coborâri, și nu prea se aud mașinile. Un avertisment că vine o mașină este foarte util pentru că putem efectiv să ne folosim de
toată banda, să mergem pe mijloc cu benzii, pe unde vrem, atâta timp cât șoseaua e goală, iar dispozitivul este foarte, foarte de încredere. În momentul când vine o mașină, ne anunță și ne putem trage la o parte. Aici, pe serpentine din Dolomiți, am văzut că este foarte util, nu, și la urcare, dar foarte mult la coborâre, când poți să ai niște mașini în spate de care să nu ai habar, să se adune acolo o coloană în spatele tău, acum știi și imediat te tragi la o parte și îi lași să treacă. Un alt aspect pe care vreau să-l mai spun așa de final este că, fiind de la Garmin, dispozitivul funcționează pe ANT Plus, iar funcționând pe ANT Plus, spre deosebire de dispozitivele Bluetooth, el poate fi recepționat, se poate împerechea cu mai multe computere și ce am descoperit chiar astăzi, nu mi-a trecut prin cap până azi chestia asta, e că practic într-un grup de 2, 3, 4 cicliști este suficient să aibă unul singur radar, iar ceilalți să-și împerecheze computerele și toți o să vadă pe computer mașinile care vin din spate, ceea ce am făcut eu astăzi cu Roxana. Radarul era pe bicicleta ei, am împerecheat radarul atât cu computerul meu 520 Plus, cât și cu 130 ei și cu Fenix 5, ce l-am eu pe mână, și cu toate funcționează perfect. Este, deci, un mic gadget care eu zic că, deși nu e foarte ieftin, e foarte util, oferă multă siguranță și eu vi-l recomand cu căldură să-l folosiți ca un adaos foarte, foarte binevenit la computerul vostru Garmin. Sunt Horațiu de la Freerider, din Italia, din Dolomiți, din Passul Port 2 și vă urez ture cât mai sigure.